O întrebare extrem de fulgerătoare. Adu-ți aminte, când ultima dată ai plecat de la biserică cu palma așa pe obraz să spui, ia uite-te, fuga la șifonier, asta nu mai port de azi înainte. La gunoi! Sau la frigider! Așa ceva nu mai beau de azi înainte. Sau la bibliotecă! Așa ceva nu mai citesc de azi înainte. Sau la televizor! Urâtule ce ești! Ai să stai mai mult stins decât aprins. Ce bine ne-ar prinde! Ce bine ne-ar prinde! Sau în memoria vocabularului nostru, de azi înainte am terminat-o cu ispită de el, trudă de el și așa mai departe, că sunt înjurături pocăiești. Știu că nu o să vorbești mai urât, dar ești nervos. Și în mijlocul nervilor trebuie să zici ceva. Și există o spoială pocăială din asta, care ia cuvinte urâte și le modifică un pic, mai schimbă o literă pe aici, pe acolo, dar tot în jurătură, fraților, că în jurătura, știți ce este? Este o expresie a nervilor. Și nervii sunt draci. Ascultați-mă aici. Nervii sunt draci. Și nu poți să înjuri pășleau. Și atunci schimbi o literă, întorci pe dos un cuvânt și țipi. Trudă de el. Ce? E cuvânt urât, e înjur? Nu e, frate, e cuvânt trudă. Trudă înseamnă efort, înseamnă travaliu, înseamnă ispită, știm ce înseamnă. Dar în contextul ăla poți să spui și garoafă. Tot în jurătură e. Ce, aveți impresia că diavolul se teme de cuvinte frumoase? Oamenii folosesc cuvântul Dumnezeu și biserică în înjurăturile lor. Mamă și tată! Nu subestimați puterea satanei de a converti și de a deprava vocabularul nostru, luând în deșert numele Domnului și folosind cuvinte sublime în scopul nervilor și a înjurăturilor noastre. Când a fost ultima dată când ai zis, de azi înainte cuvântul ăsta nu mai iese pe limbă? Sau atitudinea asta o corectez? Chiar așa de săvârșit ai fost la începutul anului 2020? Să vii duminică de duminică, ore în șir, la biserică. Și să nici măcar nu streacă prin cap. Uite, azi înainte eu nu mai fac așa ceva. Știți de ce nu? Pentru că avem un Hristos foarte îngăduitor. Avem un Hristos care stă undeva pe o icoană. Avem un Hristos care a rămas în iesle. Avem un Hristos care a rămas pe cruce. Avem un Hristos departe în cer. Că de-ar fi în inima și în mintea noastră, în fiecare zi, n-am zice, ce faci fără mine? Ai altul mai bun? Nu-mi dau seama cu ce tupeu și cu ce atitudine venim noi de multe ori înaintea lui